Vă salut, dragi prieteni și iubitori ai canalului meu, eu sunt Sandu Gospodaru. Astăzi m-am gândit să facem o rețetă de tocăniță din carne de porc cu foarte multe legume. Tocmai ce am primit o olă de fontă de la cei de la Mr. Foc. Site-ul dumnealor este www.mrfoc.ro. Oameni dragi, dacă doriți să achiziționați această olă din fontă sau știu eu orice alt produs de la firma Mr. Foc, aveți un cod de reducere, Mr. Gospodaru 10, valabil până în data de 20.12.2022, iar utilizând acest cod, aveți o reducere de 10% din valoarea totală a comenzii. Acum, codul și site-ul celor de la firma Mr. Foc o să vi le pună băiatul în descriere și la secțiunea comentarii, o să le găsiți acolo. Oameni buni, ăla e din fontă cenușie. Are o capacitate de 6 litri, un lucru foarte important întotdeauna, înainte de a utiliza, la prima utilizare, ea trebuie unsă cu un pic de ulei de floarea soarelui sau cu ce ulei aveți dumneavoastră, cu ulei comestibil. Deci o să ung cu ulei de floarea soarelui, să unge bine pe mărgini și fundul, după care să bagă timp de o oră la cuptor la 220 de grade. Deci practic ea trebuie arsă la 220 de grade. Prima dată, când o cumpărați, când o achiziționați, după aia nu mai aveți treaba asta ca să nu se prindă mâncarea. După ce ați făcut treaba asta și ați băgat-o la cuptor, după aia o puteți folosi fără nicio problemă. Acum, oameni buni, să nu vă speriați, în momentul în care o să băgați la cuptor, s-ar putea ca ea să scoată un pic de fum, dar să nu vă speriați, pentru că e procesul termic de ardere. Deci să nu vă speriați dacă scoate fum, nu e absolut nicio problemă. Noi, dar să trecem la treabă, eu o să o duc fain frumos, o să o bag, așa cum am zis, la cuptor, pentru o oră, la 220 de grade. După aia o să mă apuc fain frumos, între timp așa încetuc, mând o cafea, îmi dau toate legumele, îmi dau carne, îmi pregătesc până să arde ola, după care revin și facem rețeta de tocăniță pas cu pas. Ola se poate băga oameni buni la cuptor fără nicio problemă și la fel și capacul, numai că capacul trebuie protejat. El are o mânieră aici, mânierul e din plastic și atunci mânierul fiind din plastic trebuie protejat cu un pic de folie de aluminiu. Eu așa îl protejez, dar de obicei eu nu prea bag capacul ăla, dar dacă băgați și capacul, vreți să băgați împreună cu capac, atunci trebuie să protejați capacul fiindcă e din plastic. Ia așa. Oameni buni, până stă ola în cuptor și să arde, noi fain frumos o să ne tăiem toate legumele, o să ne tăiem ceapa. Acum ceapa o tăiem soljișori, n-are rost acum, eu să vă țin până ce o tăia eu toată ceapa și toate legumele. Ardeii o să tăiem fâșiuță, o să stau toate, o să le pregătesc, iar când sunt gata o să revin cu alte imagini. Ardeii o să tăiem fâșiuță, îi tăiem fâșii subțiri, ia așa. Ăla e dintr-o fontă foarte durabilă, oameni buni, nu conține elemente toxice pentru corpul uman, deci să stați liniștit. Tăiem așa carne, o tăiem cu buleță. Ăla se poate folosi și pe plită, și pe aragaz, și în cuptor, oameni buni, fără nicio problemă, liniștit o puteți folosi. Pentru că e dintr-o fontă foarte durabilă, foarte rezistentă. Din nou la sfârșit, întotdeauna un lucru foarte important, după ce terminați de făcut mâncare, după ce nu mai aveți mâncare în olă, din nou trebuie spălată, șteasă cu un prosop de bucătărie, să fie uscată și iară să unge cu un pic de ulei pe mărginile gratiții și pe fund, pentru păstrare, ca să se păstreze în condiții cât mai bune. Am terminat de-mi pregătit toate ingredientele, mi-am tăiat toate legumele, mi-am tăiat carnea, frunzele, ardeiul, uite. Acum, oameni buni, ducem Nicolo și ne apucăm de tocăniță. Am pus ola pe foc, acum am lăsat-o un pic să se încingă, acum o să punem un pic de ulei, o să punem aproximativ 40-50 de mililitri de ulei, ca atât. Așa, lăsăm să se încingă bine, după care o să începem și o să călim ceapa, ardeiul, facem rețeta pas cu pas, facem o tocăniță de carne cu foarte multe legume, o tocăniță bună. Uleiul nostru tocmai ce s-a încins, acum o să adăugăm fain frumos ceapa. Punem acolo ceapa și o cărcălim aproximativ un minut, un minut jumate. Oameni buni, așa cum v-am spus, am ținut ola o oră în cuptor la 220 de grade până s-o ars uleiul de pe ea. Deci să nu vă speriați, oameni buni, că s-arde uleiul, că și mie mi s-o ars așa până s-o ars toată pelicul aia de ulei.
după care am șters-o cu prosopie bucătărie uscat. Și uitați, oameni buni, deocamdată vreau să vă spun că foarte fain să faceți ceapa nea uniform. Deci până în prezent e foarte bine. Sunt foarte mulțumit, uitați ce frumos să face ceapa. Este tot uniform, aceeași culoare. Am lăsat ceapa un minut jumate. Acum adăugăm fain frumos ardeii. Ne pusim acolo și ardeii peste ceapă. La fel o să procedăm. O să-i lăsăm un minut jumate și ardeii, fain frumos. O să pun și ardeiul iute. Jumătate îl pun acum, jumătate o să-l pun mai către sfârșit. Lăsăm așa un minut jumate să se cărcălea bine și ardeii. Acum o să adăugăm și roșiile. La fel am lăsat ardeiul, un minut jumate. Acum adăugăm fain frumos și roșiile. Amestecăm bine, bine. Mai lăsăm un minut și roșiile, după care adăugăm carnea. Am lăsat și roșia un minut. Acum o să adăugăm carnea. Carnea, bineînțeles că am spălat-o. O punem acolo fain frumos și carnea. O năpustim acolo tată, fain frumos. Așa, amestecăm bine, bine. Mamă, mamă, ce fain miroase deja. O să dau foc un pic mai încet. Așa, oameni buni, acum fain frumos. O să punem o linguriță de boia roșie dulce. Așa. Amestecăm. Așa, mamă, mamă, ce bine arată. Acum punem un praf de sare, acum la început, un praf de sare și un praf de tiperi. Și punem un pic de apă, năpustim un pic de apă peste aia, cât să acopere carnea. Așa, mamă, ce fain se comportă. Îmi place, sincer, îmi place ăla cum se comportă. Punem cât să treacă atât, cât să treacă peste, să acopere carnea. Stați că o să mai pun un picuruț. Nu foarte mult, mai punem un picuruț, un pic de tot. Atât. Să astupe bine, bine carnea. Pentru că oricum o să scadă. Așa, oameni buni, iar la sfârșit o să-i mai dăm sare și chiperi, gustul final, când o să punem și usturoiul. Acum punem fain frumos și capacul. Punem capacul și lăsăm așa să se facă de voie. Oameni dragi, tocănița noastră e aproape gata. Am gustat carnea, e aproape fiartă. Acum, pe final, adăugăm usturoiul și celălalt ardei iute. Punem fain frumos acolo peste tocăniță. Amestecăm. O să mai lăsăm un minut. Punem și frunzele. Așa. Și acum mai dăm gustul final. Sare, chiperi. Și oprim focul și o tragem într-o parte. Punem capacul pe aia și o lăsăm 2 minute până facem și mămăliga. Iar apoi vă prezint farfuria finală. Atât. Oprim focul. O punem de o parte. Foarte bună ouă, oameni buni. Se comportă foarte bine, chiar îmi place, sincer vă spun, îmi place cum se comportă. Ia uitați ce frumos, nu se lipte, deși a scăzut foarte bine sosul la tocăniță. Uitați ce frumos, o dăm deoparte și o lăsăm să se liniștească, așa. Punem capacul să se năbușească, e bine până facem noi mămăliga. Oameni dragi, tocănița noastră din carne de porc și cu legume gata, așa a ieșit. Acum... ce vreau să vă spun despre ouăle, oameni buni, să știți, din suflet vă spun, fără vrăjală, fără nimic, dacă vreți mă credeți, dacă nu, nu-i nicio vrăjală. Ouăla e foarte bună, dacă respecti pașii și la început o arzi în cuptor, ouă, așa cum am făcut și eu, și vă garantez, oameni buni, că aveți o ouă pe toată viața noastră în care să gătiți. E foarte bună, mâncarea se comportă foarte bine, nu se leagă de fund. Vă recomand din tot sufletul, chiar merită. La sfârșit, când nu mai aveți mâncare nouă, la fel să șterge cu un prosop uscat, la fel să dă cu pensul la compii de ulei pe ăsta ca să se păstreze bine
și o puteți avea toată viața. O ouă foarte bună din fontă, vă recomand din suflet, fără vrăjală, nu-i nicio vrăjală, merită toți banii. O să vă lase băiatul în descriere toate detaliile, cum puteți să o achiziționați. Lângă am scos din beci niște varză roșie murată, aveți rețeta, am pus-o în urmă cu 2 săptămâni pe canal sau cu 3, nu mai știu exact, varză roșie, deja e murată. Dragi prieteni, eu sunt Sandu Gospodaru, până data viitoare, multă sănătate și numai bine!